Ca șocant, la Vaslui, două minore date dispărute dintr-un centru de plasament au fost drogate și violate de un bărbat în locuința lui. Totul a ieșit la iveală după ce vecinii din bloc au sunat la 112 din cauza țipetelor care se auzeau din apartament. Adriana Drăghici a urmărit acest caz și vine cu detalii chiar acum. Bun găsit tuturor, bărbatul din Vaslui a fost găsit în locuința sa alături de alte persoane, printre care și două fete de 14, respectiv 15 ani, date dispărute dintr-un centru de plasament. La fața locului s-au deplasat oamenii legii care au intervenit după ce au fost sesizați de către vecini. Aceștia au reclamat faptul că este gălăgie în apartament. Cazul a fost preluat de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vaslui și cei ai Poliției Municipiului Vaslui, împreună una cu procurorii de ICOT. Cercetările au arătat faptul că fetele erau date dispărute dintr-un centru de plasament, iar anchetatorii au constatat că ar fi consumat alcool și substanțe psihoactive puse la dispoziție chiar de făptași. De altfel, bărbatul ar fi întreținut relații sexuale cu cele două victime minore, profitând de starea de vulnerabilitate în care acestea s-ar fi aflat, cauzată de consumul de băuturi alcoolice și substanțe cu efect psihoactiv. Bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore de către polițiști, după care a arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru efectuarea de operațiuni psihoactive și viol săvârșit asupra unui minor.